Gala Galaction, pe numele său adevărat Grigore Pișculescu, a fost preot ortodox și profesor universitar de religie, jurnalist și traducător, teolog, nuvelist, eseist. Una dintre cele mai mari moșteniri lăsate românilor a fost traducerea Sfintei Scripturi. Povestea sa impresionantă ne arată că de-a lungul celor 82 de ani de existență, Gala Galaction s-a împărțit între cariera preoțească și un talent scriitoricesc deosebit. A renunțat la călugărie după ce s-a îndrăgostit la mănăstire. Gala Galaction s-a născut pe 16 aprilie 1879 în satul Didești din Teleorman, fiind primul fiu al familiei Nicolae Pișculescu, un țăran care era căsătorit cu fiica unui preot. Tatăl său se trăgea dintr-o familie bogată de macedoni, iar mama era fiica preotului Constantin Ostreanu, parohul Bisericii Sfântul Teodor din Roșiorii de Vede. A fost atras de biserică încă de mic copil, prin prisma mamei sale care i-a insuflat dragostea de Dumnezeu. După absolvirea școlii generale, a plecat la București și s-a înscris la liceul Sfântul Sava. Aici l-a cunoscut pe poetul Tudor Arghezi, cel cu care va rămâne bun prieten vreme de 60 de ani. Arghezi era cu un an mai mic și ca să poată fi colegi, Gala Galaction a rămas un an repetent. Alături de Arghezi în liceu, și-a descoperit pasiunea pentru literatură și a avut primele încercări literare. După liceu, Gala Galaction s-a înscris la Facultatea de Litere, atras de o carieră didactică. În aceeași perioadă a frecventat cercul literar al lui Alexandru Macedonski. O întâmplare din primul an de studenție avea să îi schimbe destinul. A făcut un pelerinaj la mănăstirile din Moldova, și cu această ocazie a fost fascinat de viața monahală. După vacanță, cu gândul la preoție, a abandonat Facultatea de Litere și s-a înscris la teologie, decis să devină preot. În 1922, Gala Galaction este hirotonit preot și în 1926 devine profesor la Universitatea din Chișinău. În perioada interbelică, desfășoară o susținută activitate publicistică, cu ajutorul lui Tudor Arghezi, și editează revistele Cronica și Spicul, care apar în perioada 1915-1918. Devine defensor eclesiastic pentru eparhiile Râmnicului și Argeșului, între 1909-1922, preot și misionar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, între 1922 și 1926. Cum și-a ales numele de Galaction?
În scurt timp după intrarea la teologie, viitorul preot avea să își aleagă un nume. Se spune că într-un pelerinaj la Mănăstirea Neamț, Grigore Pișculescu a văzut scris pe un perete numele Galaction și așa s-a ales cu pseudonimul cunoscut astăzi. Tânărul student avea intenția de a se călugări, iar Galaction ar fi trebuit să fie numele de călugăr. Destinul său a luat însă o întorsătură ciudată. Într-o vizită la mănăstirea Agapia, a cunoscut-o pe tânăra Zoe Marcoci, de care s-a îndrăgostit. Era cu 11 ani mai mică decât el și a decis să se căsătorească, după ce au corespondat intens o vreme. În timpul corespondenței cu viitoarea sa soție, de care era amorezat, Gala Galaction proiecta în viitor publicarea epistolelor într-un volum, Scrisori către sora Zoe. Cei doi și-au unit destinele în 1903 și astfel Galaction a renunțat la calea monahală de care fusese atras. Avea să obțină licența în teologie la doar 30 de ani. Rămas, după cum se știe, în București, sub ocupația germană, Galaction deține o dregătorie civilă în Ministerul Cultelor. Sfârșitul războiului îi va aduce, pe lângă vinovate dezastre în viața personală, și o acuzație publică de colaboraționism, al cărei stigmat, pe drept ori pe nedrept, îl va urmări cu obstinație pe parcursul a două decenii. În această situație, literalmente disperată, printr-o redacție obscură și insondabilă, organică în orice caz structurii sale spirituale și temperamentale bipolare, Gala Galaction se va devota total, cu fervoare mistică, vieții religioase. Se preoțește la 43 de ani și se scufundă vreme de aproape două decenii, până în anul 1938, în imensa muncă ascetică de traducere a Bibliei. Între anii 1922 și 1926, a activat, spuneam, ca misionar în Arhiepiscopia Bucureștilor. A fost profesor titular la Catedra de Introducere și Exceza Noului Testament de la Facultatea de Teologie din Chișinău, devenind mai târziu decanul acesteia. După anul 1941, se întoarce în București, de la Chișinău, unde este numit profesor la Catedra de Exegeza Vechiului Testament, la Facultatea de Teologie, până în anul 1947. În acest an, după ce renunță la postul de profesor universitar, părintele Galaction este ales vicepreședinte al Uniunii Scriitorilor din România și membru al Academiei Române. Preotul Gala Galaction a fost ales în anul 1954 membru al adunării eparhiale a Arhiepiscopiei Bucureștilor. În același an este ales și deputat în Marea Adunare Națională. Ajunge membru onorific al Academiei Române în anul 1955. Ca deputat, a militat pentru neimplicarea politicului în biserică. A tradus Sfânta Scriptură timp de 6 ani. De fapt, cel mai mare merit al lui Gala Galaction rămâne traducerea Sfintei Scripturi în limba română. Traducerea s-a dovedit o muncă titanică, ce a durat între anii 1928-1934, pe vremea când era profesor la Facultatea de Teologie din Chișinău. Gala Galaction a lucrat la traducerea Sfintei Scripturi, ajutat de părintele Vasile Radu. Lui Gala Galaction îi aparțin cărțile deuterocanonice, Iov și Noul Testament. Alături de prietenul său Arghezi, Galaction a avut o activitate publicistică intensă în perioada 1915-1918. Gala Galaction a lăsat în urmă un amplu jurnal, publicat postum în 3 volume, jurnal în care a scris timp de 57 de ani.
Jurnalul care consemnează evenimentele și trăirile din viața preotului scriitor în perioada 1898-1955 este considerat a fi cea mai amplă scriere memorialistică din literatura română. Între 11 septembrie 1898 și 11 septembrie 1955, Gala Galaction a umplut 9 caiete de manuscrise. În jurnal, Galaction a relatat și ziua în care a asistat la diaconirea lui Tudor Arghezi. În această zi a avut loc la Catedrala Metropolitană diaconirea iubitului meu prieten Iosif, efectuată de însuși marele preot. Înaintea sacrosanctei persoane, drapate în clini mulți și simbolici, Iosif a îngenunchiat, îmbrăcat în negru, dur la figură și debordat de o chică rebelă. Ceremonia ar fi avut un frumos timbru sufletesc dacă n-ar fi fost atâta lume și dacă amicul meu ar fi știut de mai înainte toată evoluția mișcărilor rituale. Pe capul lui pletos, înalt, preasfânta persoană a deschis o carte cu copci de argint și din ea i-a revărsat o frază sacramentală. Apoi, amicul meu a prezentat înaltului preot un ibric și un lighean. Acesta și-a spălat mâinile, le-a șters pe un peșchir și, învăluind cu el grumajii lui Iosif, l-a trimis înaintea icoanei Domnului și a Maicii lui. Aceasta a fost întărirea în ipodiaconie, o zi care merită să fie menționată. Capul cel alb al mitropolitului, afundându-se într-o metanie înaintea Sfântului Potir, prezentat de un diacon, m-a impresionat frumos. Nota Gala Galaction în jurnalul său. Scriitorul și-a încredințat manuscrisele jurnalului spre păstrare și publicare postumă celor 4 fiice ale sale. Prima ediție a jurnalului lui Gala Galaction a apărut în 3 volume, în perioada 1973-1980. Din cauza cenzurii comuniste, pasaje și capitole întregi nu au văzut lumina tiparului. În 1997 apare a 2-a ediție, completă. De-a lungul existenței sale, Gala Galaction a călătorit în numeroase pelerinaje, ajungând de multe ori în Țara Sfântă, Grecia, Italia sau Egipt. După o congestie cerebrală, își va petrece ultimii ani de viață la pat. Părintele Gala Galaction a murit pe 8 martie 1961 în București și a fost înmormântat, așa cum a cerut, la Mănăstirea Cernica. În Israel, primăria orașului Ierusalim a numit o piațetă în amintirea sa, ca semn de apreciere a contribuției sale la promovarea înțelegerii între creștini și evrei, inclusiv în timpurile când omenirea a fost pusă greu la încercare. La Mangalia și la Roșiorii de Vede, câte o școală îi poartă numele. Deși a continuat să scrie până după al doilea război mondial, Gala Galaction aparține ca scriitor epocii dinaintea primului război mondial. Piesele de rezistență ale operei sale, cele care îi asigură și îi definesc locul în literatura română, sunt nuvelele și povestirile scrise în intervalul 1902 și 1910. Publicate în revista Literatura și Arta Română, Moara lui Califar și Linia Dreaptă, în revista idealistă, Copca Radvanului, dar mai ales în Viața Socială a lui N. D. Cocea, în decursul unui singur an, 1910, anul biruinței sale literare. De la noi la Cladova, în pădurea Cotoșmanei, Gloria Constantinii, lângă apa Vodislavei și altele. Privite retrospectiv, prin prisma evenimentelor ce aveau să erupă catastrofal în biografia autorului,
Ele apar drept ecouri sau roade estetice ale unei secrete și înverșunate lupte cu îngerul, victorii de moment, nesigure în plan existențial, dar ceea ce rămâne, victorii sigure, definitive, în planul artei. Gala Galaktion a avut și un interesant traseu în plan politic, azi puțin cunoscut. Mulți s-au întrebat în epocă, dar și după aceea, de ce respectabilul preot a devenit după 1944, la o vârstă înaintată, un apropiat al forțelor pro-comuniste, ajungând de mai multe ori deputat în cameră, ulterior în Marea Adunare Națională, cu sprijinul acestora. O parte din răspunsuri se află în jurnalul său, dintre care cele mai delicate pagini au fost publicate după 1990. Trebuie spus că Gala Galaktion a făcut în perioada interbelică o figură aparte față de majoritatea clerului ortodox și a populației române. Dacă în acea perioadă societatea românească era dominată de atitudini de dreapta, naționaliste, uneori mergând până la xenofobie, iar în plan bisericesc, proaspăta unitate a ortodoxiei românești se cimenta uneori împotriva celuilalt, Gala Galaktion a fost o persoană cu sentimente predominant de stânga, un apropiat sincer al evreilor. Era de altfel un excelent cunoscător al limbii ebraice și vorbea deschis despre unitatea bisericii, mai ales de apropierea dintre ortodoxi și catolici, într-o perioadă în care liderii diverselor culte se aflau în general în competiție. Din cauza concepțiilor sale, Gala Galaktion a fost menținut în anii celui de-al doilea război mondial într-o zonă destul de periferică a vieții bisericii și a vieții sociale, în ciuda meritelor sale indiscutabile. Aceste lucruri i-au întărit convingerea părintelui Pișculescu că amestecul politicului în viața bisericii, care se petrecea adesea în perioada interbelică, este profund nociv, fiind una dintre cauzele pentru care starea bisericii ortodoxe române nu era una dintre cele mai fericite. În jurnalul său găsim cuvinte aspre legate de această situație, mai ales când aduce vorba despre măsurile în domeniul bisericesc luate de guvernul Groza în anul 1947. Thank you.